găsit, doamne și domnule, suntem în legătură directă cu Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași din Brașov pentru primul meci din semifinala a doua ligii feminine. Întâlnirea dintre Corona Brașov, locul 3 în sezonul regulat, și CSM București, locul 2 în sezonul regulat. În sferturi, Brașovul a învins cu 2-1 la Generat pe Zalău, Bucureștiul a învins cu 2-0 pe Brăila și cele două echipe se luptă pentru loc în finală, unde probabil vor întâlni campioana din Baia Mare, HM. Suntem George Pârvan și Costi Pună și vom comenta pentru asta această întâlnire. 25-19 și 23-22 rezultatele înregistrate între CSM București și Corona Brașov. În albastru complet este formația gazdă, roșu cu negru, oaspetele care au sosit ieri în Brașov și vor pleca imediat după această partidă. Adriana Țăcălie și Dana Rațiu în continuare absente la Corona Brașov, rămase într-un singur portar. Iată fostul Mârco Lariu, Dedu portar, Dincă Bondar, Kiper Brodeanu, Cârstea Neagu, Hotea Briscana, Petre Tudor Pricopi, Zanfir, antrenor Bogdan Burcea, 43 de ani, primit în 8 mai, și Dumitru Berbece, 54 de ani, fosta gloria handbalului de la noi, fostă extremă dreaptă la Steaua și în Naționala României. De partea cealaltă, Meteclit le are pentru această partidă în poartă pe Tolnai, pe Soa și Iordache, Manea Vetcova și Nan Lapi, Vod Rodrigo și Tivadar la coordonare, Tortelson și Gripco, Inter stânga, Facchinello, Vizitiu, Inter dreapta, Martin și Vărzaru, extremă în dreapta, Da Silva și Curea sunt extreme pe stânga. Sunt jucătoarele lui Meteclit și Adrian Vasile pentru primul meci din semifinala cu Corona Brașov, arbitrele partidei Florescu și Stoia din București. Și acum câteva dintre vedetele celor două formații: Laura Kiper, internațională pentru Corona, în extrema dreaptă, Oana Bondar, jucătoarea care face foarte bine faza de apărare, dar joacă și pe atac la pivot, și Cristina Zanfir, unul dintre interii stânga ai brașovencelor. Vedem și de cealaltă parte starurile de la CSM București. Este vorba de Ecaterina Vetcova, pivotul din Rusia, Linea Torstenson, suedeza, care e cea mai bună apărătoare de la noi și una dintre cele mai constante handbaliste din prima ligă din România. Și acum Carmen Martin Berenguer, extrema dreaptă care vine din Spania. Torstenson a avut o săptămână fără activitate, a stat deoparte, are ceva probleme la genunchi, lichid, dar fără dureri. Acum este aptă de joc, nu e 100% nici ea și nici Oana Manea, însă ele vor evolua fără probleme. În atac, mingea va fi pusă în joc de Brașov, la Petri Pivot, Pricopi coordonator, Brădeanu Inter stânga, Kiper pe dreapta, Brădeanu Kiper extremă pe aceeași parte, Zanfir Inter stânga și Botea în parte de mizare. Următoarea partidă dintre Brașov și București va avea loc sâmbătă în Polivalenta Bucureștiană și, dacă va fi nevoie, și de partida a treia, se va disputa luni, săptămâna viitoare. A început primul meci din semifinala a doua ligii feminine, Brașov-București. Pricopi în centru, Brădeanu dreapta, Zanfir stânga, Oana Popa Petrei pivot, Kiper extremă dreaptă și Hotea extremă în stânga, aruncă Mica Brădeanu, scoate pe Soa și mingea este pentru CSM București. Nici o schimbare atac-apărare nici la formația bucureșteană. Pessoa va trece în centru, va avea ca Inter pe Facchinello și Torstenson extreme, Martin și Curea pivot, Vetcova. Acum s-a schimbat, a ieșit Torstenson și a intrat Glipco. La sacrificiu, Vetcova a reușit să scoată mingea, cu toate că era blocată de Pricopi. Schimbare între atac și apărarea Brașov, a intrat Oana Bondar în locul lui Popa Petrei, Rodrigo și în centru joacă pentru Facchinello. Glip a început Inter stânga, deoarece, cum vă spunea și George, Torstenson are probleme la unul dintre genunchi de mai bine de două săptămâni. Kiper pune mingea peste Pessoa, 1-0 pentru Corona. În această semifinală se marchează mai repede ca în precedent. Ajunge un minutul 2, este 1-0. S-au bucurat ambii antrenori ai Brașovului, atât Bogdan Burcea cât și Dumitru Berbece, pentru Laura Kiper, o jucătoare foarte talentată, pe care aveți în imagine, dar o jucătoare de moral, cum se spune, și dacă a început bine, probabil va continua de asemenea manieră până la sfârșit. 9 metri pe pătrunderea lui Facchinello.
Petkov a executat, Rodrigo îi joacă pentru Klipko. Se primă mingea la 9 metri pentru CSM. Intră și Petkov în combinație, apare Klipko, încearcă o depășire, dă drumul pe la spate la Mige Rodriguez, aruncă! A aruncat cura și a respins dedul. A doua intervenție a portarului de 21 de ani. Început bun pentru gazde, coordonată de Mica Brădeanu. Acum în stânga Zamfir, din nou Mica Brădeanu joacă pentru Pricopi, aruncă prin surprindere, scoate Pessoa din nou și în fața lui Bondar, dublă paradă pentru campioana mondială Pessoa. Și acum faza a doua pentru colegele sale, s-au repliat brașovengeri. Rodrigo și aruncă mingea deviată, dar scoate și dedul mai departe balonul pentru Corona Brașov. Început de meci frumos, partida are ritm, chiar dacă nu s-a marcat decât o dată în 3 minute. Spectacol e făcut atât de jucătoarele din teren ale Brașovului, cât și de cele de pe margine, Costi, care la fiecare minge respinsă de colegele lor din teren se ridică, se bucură, fac valuri acolo, zic că antrenorii au spus că va fi o partidă cu goluri puține, sub 45. A încercat Mica Brădeanu angajarea pivotului, a scos Vetkova, contraatac pentru Bucureștence, tors în sol pentru Vetkova, Vetkova boară! Ratează Vetkova, încă o dată paradă extraordinară de Lisa Dedu în fața lui Carmen Martin Belegher, care pretestează și primește un cartonaș galben. Scorul rămâne 1-0, Brașov, București, minutul 4, primul meci din semifinala dintre cele două echipe. Până la urmă, Mete Clita a îndrăznit să dea și un pronostic. Ea a spus că formația sa va câștiga cu 22-21 sau 23-22. Da, cam așa s-a disputat partida și în sezonul regulat aici. La Brașov, un meci foarte tare între cele două echipe. A ratat Zamfir, a plecat Martin pe contraatac, prinde mingea 2-3. Aruncă extraordinar, bară gol pentru Iberică, care a fost tatonată și de Camelia Balihota. Primul gol pentru Bucureștenii abia în minutul 4, 1-1, Brașov, București. Veți reluare reușită a lui Carmen Martin. I-a venit mingea destul de rău, a controlat-o și a aruncat în forță aici, a fost lucru bine gândit de jucătoarea din Spania. Pricopi rămâne în centru, minge pentru Brădeanu, volebalează către Apetri, culcat acolo la pământ, pleacă Rodriguez pe contraatac de asta dată, agățată, atinsă ușor de Zamfir, care vede și ea cartonașul galben. Da, a fost o fază delicată. Cristina Zamfir poate să aibă dreptate. S-a repliat și când a dus bratul în spate, Rodrigo și s-a lovit de apărătoarea brașovană. Da, e clar că n-a fost faul cu intenție. Da, asta e. Da, cartonaș galben pentru Internaționala Brașovului. 7 metri pentru CSM București. Se pregătește să execute suedeza Linnea Torstensson. Aruncă din prima și o păcălește pe Olariu Mârcă. 2-1 pentru CSM București în semifinala cu Corona Brașov. S-a răsucit repede rezultatul de pe tabela de marcaj. La prima greșeală reacționează fiecare echipă. Până acum 3 intervenții bune pentru fiecare dintre cei doi portari, Pessoa și Dedu, blocate și Pricopi. N-a mai reușit Pessoa să ajungă la minge. Îi face să se înfloresc cu stelniște că a ieșit până s-o atingi. La fel ca și echipele din Baia Mare, echipele de la CSM București sunt angrenate în semifinală atât la fete cât și la băieți. Cele de la CSM au mai câștigat un titlu de junioare la juniori, la juniare 1, la Cluj-Napoca, au genul trecut. Echipa pregătită chiar de Băimăranul a fost până acum 3 luni. Da, Băimăranul de origine, că, da? E, că Suceavean de origine stabilit în Baia Mare. Și în această săptămână mai avem un duel între Baia Mare și București, câștigată tot prima etapă de echipa de junior Marta Baia Mare, care a învins CSM București astăzi în turneul de juniori cu 30-29. Joi este derbiul dintre CS2 și CSM București. Gol înscris de Martin la această fază. Interesant, George, acest duel la toate nivelurile între Baia Mare și București în handbal. Și să mai spunem că la CSM București sunt doi antrenori, doi foști antrenori de echipe participante în cupele europene și de echipă națională. Riodor Voica la Știința Municipală de Dedeman Bacău, la Dinamo de-a lungul vremii, la Națională de Seniori, și Costică Buceschi la HCM Baia Mare și la Națională de Tinere, Dumitru Mușii. Aruncă Zamfir pe Tors, blochează Torsos, dar a fost faultat Brașovanca de către Vetkova.
9 metri pentru Gazde, care n-au reușit să mai înscrie după ce au deschis scorul. Au trecut 7 minute, 3-1 pentru CSM. A intrat Tudor Inter dreapta, angajare cu mâna stângă pentru Pop. Scoate extraordinar pe Soa, contraatac pentru CSM București. Martin, gol, nu, extraordinar. Apără Denis Adedu. O reacție uluitoare, efectiv, Denis Adedu de astă dată. Se lasă bine de tot, deși este înaltă. Wow, ce aruncare! Keeper se dictează acum penalitate scoasă de A. Petrei, care a reacționat prompt în momentul în care mingea a ajuns în dreptul ei. Foarte frumoasă execuția Laurei. Keeper cu acea aruncare cu efect pe colțul scurt. Iată o listată, bara a protejat-o pe Pessoa și a scos 7 metri Pop A. Petrei, pentru că n-a putut să înscrie. I-a fost faultată și șansă pentru Brașov să înscrie golul 2, da, cu siguranță a avut dreptate Bogdan Burcea. Vom avea, din păcate, un meci cu goluri puține, cel puțin să spunem în prima repriză, cine știe ce va fi în a doua repriză. Și cu siguranță nu s-au înțeles antrenorii trei, că a vorbit separat cu fiecare. Apără pe Soa, dar fără să-și dea seama. La Brația, dacă se spune, Mica Brădeanu a intrat în acea poziție a portarului la 7 metri pe Soa și a reușit, iată, să scoate. Mingea cam lovit în brațul stâng. 3-1 rămâne scorul pentru bucureștenice, care sunt pe atacul pozițional. Veste bună pentru jucătoarele de la Corona Brașov, care au ajuns cu salariile la zi. Torstenson a rămas în atac la această fază, scapă Pachinelo, prea Hotea, pleacă Zafir pe contraatac, se repriază Rodriguez și gol, keeper! Contraatac frumos, a ținut capul sus, a uitat pe toată lățimea terenului Zanfir și a dat o pasă de tot tare bună. Foarte bun contraatacul brașovencelor, 3-2, a reușit Laura Keeper să înscrie pentru a doua oară în această partidă și la un gol în fața Bucureștiului sunt gazdele. A rămas Torstenson pe atacul poziționat. Cura din extremă pentru suedeza Torstenson, Fachinello vrea să pătrundă, joacă la Rodriguez și combinație bună pentru CSM, fructifică brazilianca. E bine face Fachinello cu luar lui Rodriguez aici cu contra asupra apărătoarei din centru. Primul gol pentru Rodriguez, care va avea concurență serioasă din sezonul viitor prin sosirea Isabelei Gulden pe postul de coordonatoare. Și-a forțat norocul lui Sina Zanfir și n-a avut șansă. S-a dat fault în atac Rodriguez și a scăpat mingea, a recuperat Vetkova. A aruncat Vetkova la această angajare. S-a dat 7 metri pe faultul Nicoletei Tudor, care probabil și își recunoaște greșeala, ne uitându-se spre arbitri. Acum vedem în reluare. Iată momentul în care a fost apărare în semicercă la Tudor, 7 metri pentru CSM. Revine Mârcă Olariu, trebuturile echipei gazde, execută aceiași Torstenson. Toate jucătoarele Brașovului sunt acolo să o sprijine pe Mârcă Olariu, n-au de ce. Gol din nou, Torstenson, 2 din nou la 7 metri. Și Brașovul are de recuperat 3 goluri în acest minut 10. Brădeanu, Tudor și Zanfir la 9 metri. Tudor joacă pentru keeper, venise să o ajute în săritură Mica Brădeanu pe keeper, dar a fost faultată extrema dreapta a Brașovului. O aveți în imagine pe handbalista care va juca și pentru România, siguranță alături de Ada Nechita, în extrema dreaptă, în dubla, barajul pentru mondiale cu Serbia la începutul lunii iunie. Returul în 13 iunie în direct pe DigiSport de la Cluj-Napoca. S-a ridicat în cele din urmă keeper, sunt fericiți spectatorii Brașovului care, din Brașov, care o aplaudă. Din nefericire nu e sala plină. Bob Zanfir se zice semn în conță a Interului de 26 de ani la prima reușită în această partidă. Ca de fiecare dată când evoluează în deplasare, Pessoa îi enervează pe spectatori cu modul său de a se manifesta, în special la aruncării de la 7 metri. Cristina Zanfir s-a exteriorizat după ce a reușit să o învingă pe campioana mondială, 5-3 pentru București în derbiul cu Brașov din semifinalele ligii.
Ce bine pătrund acolo Martin, la fel de bine a închis Brădeanu, a plecat din centru văzând cum trece extrema pe lângă ea în învăluire. Rodriguez pentru Facchinello, Rodriguez din nou, Vetcova, aceeași schemă, reapare Martin, Vetcova strânsă bine de Zanfir, însă iată câte bine se descurcă pivotul de la CSM București care a reușit să marcheze. I-a dat drumul Cristina Zanfir la un moment dat Vetcova, da, ca să nu ia eliminarea, am văzut acest mod de apărare și Liga Campionilor atunci cât pivotul se zbate și poate să descotorosească de adversar, cum o face de obicei Zvici la Budușnost. Îi se dă libertate, pentru că altfel ar fi numai în eliminare echipa adversă. Bine, adevărul e că la 98 de kilograme, la 1,85 m pe care le are Zvici, și un bărbat o ține greu pe Sirboi. Zanfir, Brădeanu, minge contra la greu. Tudor, apare keeper, Tudor din nou, Brădeanu întoarce pentru a Petrei. Cred că urmează cartonașul galben. Da, trei adversari au fost pe Popa Petrei, Vetcova, Torstenson și a venit și Facchinello pentru mai multă siguranță. Vedeți aici în reluare duelul celor patru handbaliste. Până la urmă e o formă de respect pentru a Petrei, cu trei adversari de fiecare dată lângă ea. Zanfir minge foarte sus, senzațională schimbare de direcție, keeper respinge pe Soar. Contraatac greoi pentru bucureștence, Facchinello pătrunde, lasă pentru Martin, da, și înscrie din nou Iberica. 7-3 pentru CSM București, un gol ușor înscris de oaspete, adevărat pe greșeala brașovencelor, și s-au distanțat handbalistele lui Mete Clit la 4 goluri, 7-3. 4 goluri ușoare pe contraatac marcate de formația din capitală, aruncă Zanfir, mingea plutește, însă se duce pe lângă poarta adversă. Soa pentru Rodriguez, a rămas căzut acolo în genunchiată, ținându-se de... undeva de abdomen Katia Vetcova. A discutat la marginea terenului, ați văzut, Bogdan Burcea cu Cristina Zanfir, probabil pentru a o încuraja pentru viitoarele atacuri poziționale. Și a dat seama cât de mare a fost șocul. Vetcova a realizat târziu cât de tare o doare. E înlocuită și prima apariție în teren, minutul 12 și 21 de secunde, Oana Manea. Sunt acele lovituri în plex, cum le primești la box când rămâi fără aer și ți se taie dintr-o dată echilibrul, așa i s-a întâmplat și Ecaterinei Vetcova, n-a mai putut să respire și a rămas ghemuită, își va reveni Rusoaica, combinație pentru bucureștenci, a intrat și Cristina Vărzaru, care a fost faultată de Nicoleta Tudor. E aceeași combinație a celor de la CSM București cu extrema venind în învăluire și încrucișând cu pivotul. Torstenson, Rodriguez, Facchinello, linia de 9 metri consacrată a bucureștencilor în acest sezon. Vărzaru mimează pasa în extremă, pătrunde și este faultată între Tudor și Bondar. A reacționat bine Tudor de astă dată. Când Manea pleacă din centru, cele două apărătoare ale Brașovului, Brădeanu și Bondar, rămân fără obiectul muncii. Torstenson aruncă pe întors, mingea izbește stâlpul din dreapta lui Dedu și nu intră în poartă. Șansă pentru Brașov să reducă din diferență. Brădeanu, Zanfir, Hotea, gol! O primă fază în care se joacă și pentru Camelia Bani Hota, probabil asta a spus Bogdan Burcea lui Zanfir, să mai bage seamă și extrema, și a reușit Băimăreanca Brașovului să fructifice. 4-7, Corona Brașov, CSM București, la veți în imagine pe reacție la Bogdan Burcea, minutul 14. A intrat și Patricia Vizitiu ca inter dreapta, aruncă însă respinge iarăși Dedu, aruncare de la 7 metri, obținută de Oana Mană la prima acțiune la care a fost mingea prin dreptul ei. A aruncat tare la poartă Vizitiu, dar pe portar, a avut intuiție bună Denisa Dedu și vedeți busculată Oana Mană de către Tudor și aceeași Bondar. Intră o junioară pentru Corona Brașov, tânăra de mare perspectivă de la lotul național, Hosu.
Execută din nou Torstenson. Gol. Știe suedeza să plaseze mingea. A schimbat colțul George, acum a dat de două ori în stânga, acum a dat în dreapta și a păcărit-o pe adolescenta Hosula. Vedeți și reacția lui Meteclit. Din nou 4 goluri pentru București la jumătatea primei reprize, semifinala 1, meciul 1 dintre Brașov și București. Zamfir, Brădeanu, Tudor se mută permanent la Petre pentru a face culoare colegilor sale. S-a flărat însă fault aici. Dezamăgită Tudor, care a aruncat chiar în momentul în care s-a auzit sunetul. Da, se putea da orice la această fază. Rodriguez a fost dezechilibrată, a atacat puțin cu morul în fața Nicoleta Tudor, dar nu vizibil pentru noi din tribune, ci pentru arbitri. Nu se pune golul Brașovului, rămân 4 pentru București. Rodriguez și aruncă, cum îi place ei, pe scădere de nivel, se lasă mult pe minge, dar Dedu a știut ce să facă. Foarte bună, se plasează bine în primul rând și asta o salvează, contribuie la eficiența intervențiilor sale. A învățat Denisa Dedu de-a lungul anilor să se miște câte un picuț pe picioare. Se lasă mingea pentru Brașov. Pasă de contraatac, nu, din poartă în poartă. Extraordinar ce a încercat Denisa Dedu să o surprindă pe Pessoa. Și în păcate pentru ea n-a reușit acest lucru. S-a reechilibrat brazilianca. Aici trebuia să mai stea un picuț în cameră cu Luminița, cu Țupandinu, și să mai iau un pic de forță de la Lumii ca să ajungă mingea din poartă în poartă. O să capete într-un an, doi forțe și pentru Hageva. O să aibă o mână sigură. Torstenson până în extremă, scapă cură, incredibil. Nu ne-am așteptat nici noi să-i fugă mingea din mâini. Tudor Brădeanu, ce tare a dat în minge, foarte bine Hotea, gol! Este gol 100% Camelia Balin Hotea, pentru că ea preia mingea de la neatenta Cristina Zanfir și pătrunde pe lângă vărzarul, care nu știa unde să se ducă mai întâi. Timp de odină cerut de banca Bucureștiului după reușita ușoară a Camelei Balint. Hotea este primul timeout pentru București în cer. Torstenson a rămas în centru pentru că a intrat Glipco în locul lui Rodriguez și au greșit combinația bucureștencele. Aici n-a mai fost Hotea să salveze mingea. S-au repliat la timp, dar keeper extraordinar, Bolte, și o frumusețe de gol din nou pentru Laura. Keeper aplaudat în picioare de Dumitru Berbece și el, după cum știți, a fost extremă dreaptă a României și a Stelei în anii 80. Laura Keeper, cu adevărat, demonstrează că are o încheietură fină, o încheietură foarte bună pentru handbaliste și are multe momente în care demonstrează aceste lucruri. Și are sânge rece după ce n-a reușit la precedenta execuție. De același fel a încercat din nou. Chiar e golul meciului până în acest minut 18, trecem în minutul 19.
Torteson mutat în centru de Meteclit, dar nu va sta prea mult acolo. O să apară Glico, iată. Dar controlează greu mingea. Semnalizare de prepasiv. Printre Oana Manea a luat iarăși mingea, s-a întors spre poartă și a fost faultată de Nicoleta Tudor. Suporterii brașoveni nu sunt de acord cu această aruncare de la 7 metri pe direct. Nu s-a văzut foarte bine, ați văzut reluarea. Încearcă Bogdan Burcea din nou cu Mârcă Olariu, Ațias Torstenson. Apără de asta dată Ana Maria Mârcă Olariu, 31 de ani. Prima ratare de la 7 metri pentru Torstenson după 3 mingi reușite. A concretizat de la 7 metri, acum iarăși a revenit în stânga portalului cu aruncarea și a fost ghișită de Olariu. 11 minute a mai rămas din această repriză, 2 goluri pentru bucureștenice după ce au condus cu 8 la 4 și este 8 la 7 pentru că Zamfir și-a făcut treaba. Prima aruncare reușită cum trebuie de interul stânga al gazdelor, dar minunea nu durează mult, a scris Ghip cu iute de tot. Nu s-au așezat repede pe apărare brașovencele pentru că ucraineanca Glipo, iată, așa micuță cum este ea, cu o detentă superioară, a reușit să fructifice în dreapta portarului. 9-7 București-Brașov. Brădeanu, Tudor, aici e pâine de mâncat, combinația aeriană, prinde iarăși Hotea, extraordinar de utile echipei sale. A fost o minge înaltă pentru Zamfir. Schimbare de direcție cu depășire pe deasupra omorului, a încruntat-o pe Pessoa de tot. Este un gol clasic, o marcă registrată pentru Mica Brădeanu, prima reușită în această semifinală, mai scoate de două aruncare, balonul iese în aut, mai sunt 9 minute, un gol pentru București, partida s-a strâns, suporterii au mai venit la sală, sunt aproximativ 1200 în frumoasa sală brașoveană și își încurajează favoritele. Aruncător să o scoate din nou Denisa Dedu. Dedu a avut multă muncă, dar a și prins 9 mingi până la acest minut 21. Zamfir a încercat să arunce din prima, a ieșit bine Manea, închide la fel Glipco. Deci zboară mingea din mână de asta dată Cristinei Zamfir, fără să-și dea seama și unde. Pachinelo ușor necăjită. Schimbarea la CSM București, odihnită Oana Manea, retrimisă, văd că probabil că și-a revenit între timp. Câte 3 goluri, iată, Kiper, Tortenson și Martin, cele mai prolifice marcatoare pentru cele două semifinaliste. Tortenson, Glipco, încearcă să scape de Tudor, acum Facchinello aruncă. S-a prins târziu Tedul. Doar că n-a avut încredere când a dus mâna dreaptă acolo. Cred că a fost și puțin dezechilibrată pe contrapie. Se dusese mai în față și puțin în stânga. Mingea s-a dus mijloc dreapta. Se mai întâmplă. Însă Dedu este un portar clar care confirmă de la sezon la sezon și în scurt timp va fi cel mai valoros portar al României. Acum faultată Zamfir, minutul 22 și time-out cerut de Bogdan Burcea și pentru Corona Brașov. Time-out cerut de Corona Brașov.
Torstensson, care a vorbit imediat ce a terminat meteclit. Și l-a spus cojilor sale ce se joace în apărare. A încercat Zamfir angajarea lui Popa Petrei, dar nu s-a reușit acest lucru. Faza a doua pentru bucureșteni. Ce fac Chinelo? Vine lansată liberă. Vetcova, parade superbă. Denisa Dedu recuperează, Da Silva și fructifică. N-a fost atentă Nicoleta Tudor, a fost mai iute la recuperare decât ea Da Silva. Acum se măiesc, cred că Dedu are toate motivele din lume să fie supărată. E o intervenție de zile extraordinare și să ajungă mingea tot la adversar, parcă e prea de tot. Urși tâmpei prezenți ca de obicei în colțul lor, în tribuna principală a sălii sporturilor și încurajează favoritele. Aruncă capac Tudor, da? De Torstensson pe mingea aruncată de Tudor. Și Da Silva, de când a venit, a făcut două lucruri bune. A recuperat, a marcat și acum a ținut mingea în teren pentru CSM București, care are ocazia să desprindă din nou la 4 goluri, așa cum a făcut în minutul 15, era 4-8 atunci. Se mai odinește și Torstensson, a reintrat Glipco în locul său, de această dată la 9 metri. Iată Glipco, jucătoarea care intră ori la Rodriguez și ori la Torstensson pentru a se odihni, cele două titulare. Vărzarul pentru Glipco n-a putut să semnațe ucraineanca, a intrat deja în adversare. Aruncă tare cu pământul Facchinello și fructifică pentru a doua oară în meci și această campioană mondială cu aruncări surprinzătoare. Ea se descurcă acceptabil în interdreapta din vara, acolo va fi Jørgensen. Să vedem cât va mai juca Facchinello pe atac odată cu susirea acestei stângace. Se descurcă bine pentru o detrage pe poziția stângace. N-ai ce să faci. Pricopi pentru Tudor, Brădeanu, odihnită și Zamfir de asta dată. Tudor, mamă, ce l-au puțin a fost să facă pași. Bine, Tudor aruncă, gol, vinge de viață de Torstensson. Trebuie spus și asta. Merita și Nicoleta Tudor un gol, să spună la cât muncește, în special în apărare. Și joacă acum și în atac de mai bine de 10 minute. Iată în reluare aruncarea lui Tudor. Are apăcălit-o pe Pessoa, mai sunt 5 de jumătate. 3 goluri pentru bucureștenice în derbiul cu Corona Brașov din semifinale ligii. A jucat cumva mai bine gândit, a rulat mai bine gândit jucătoarele meteclit. Le-a ținut în teren doar pe cele care erau în formă maximă. Glipco se grăbește de asta dată, cere aruncare de la colț. Da, la acest scor Glipco a riscat și ea, dar nu i-a mai ieșit aruncarea pentru gol. 3 goluri în continuare pentru bucureștenice, mai puțin de 5 minute din prima repriză. Iese Oana Bondar, intră Popa Petrei la pivot pentru Corona Brașov. Cred că Brașov ar putea să joace mai bine extremele care au arătat că pot să marcheze, să le dea mai multe mingi utile. Tudor din nou pentru keeper, respinge pe soa, nu poți să te păcălezi infinit. Tudor reușește să recupereze. Leacă Brădeanu pe contraatac, Tudor pătrunde, aruncare de la 7 metri. La apărare în semicerc a încercat Torstensson să o blocheze din prima pe Tudor, gest sportiv pentru Nordică. I-a dat mâna colegii sale și a cerut scuze că a faultat-o de asemenea manieră. 7 metri pentru gazde. A fost suficient accelerarea Aurelii Brădeanu cu pasa aceea rapidă pentru Tudor, care s-a dus hotărâtă pe culoare. A venit Zamfir. Apără Pessoa, reprimește Zamfir, apără Pessoa, incredibil! Doborâtă până la urmă handbalista din Brazilia. N-a reușit Zamfir, îi cere scuze, n-a reușit de două ori la rând să dea, o dată din 7 metri, o dată din 6 metri. A doua ori a fost o directă ca la box, a primit mingea în față, din păcate Pessoa, acum o vedem, o reluare foarte bună. Extraordinar, cred că i-a scăpat mingea Cristinei Zamfir, n-a putut să-și controleze brațul cum trebuie. Cred că a vrut să arunce cât poate de repede și de tare și nu și-a mai dat seama și unde se duce. A și fost atonată de două adversare, da, și a dat drumul mai repede la minge și vom vedea câteva dintre paradele celor doi portari în această semifinală. Dedu pentru Brașov și
Pessoa pentru bucureștence. 6 parade Pessoa, numai puțin de 10 Dedu. O primă parte de meci foarte bună făcută de Dedu și a revenit Pessoa până la urmă. Trebuie înțeleasă, în momentul ăsta e un om în suferință, efectiv. Da, este aplaudată de pe margine de colegile sale, dar și de câțiva suporteri brașoveni. E groghi, că nu prea știe pe ce lume. La nivelul terenului. Dar știți cum se spune la portarul de handbal, câte mingi nu și-au luat cap și câte nu și-au. Este un risc al meseriei, este foarte riscant acest post în handbal. Glipco pentru Da Silva, Rodriguez, Facchinello Rodriguez din nou. Avem și o jucătoare din România la CSM București în acest moment, Cristina Vărzaru, dar ea nu vede mingea decât de pe margine, așa. Acum ajunge mingea la Vărzaru. Glipco, Facchinello, Rodriguez, închide bine Tudor de asta dată. Semnalizare de prepasivă arată Ana Maria Stoia. Este chemată Glipco la combinație, trebuie să se arunce repede la poartă. O pasă maxim două pentru bucureștenii și trebuie să arunce. Da, a intrat la foul Glipco din 9 metri în poziție perpendiculară acum spre poartă. Rodrigo se înalță ea și foarte bine scoate Dedu pentru Corona Brașov. Cu adevărat, Dedu a făcut o primă repriză superbă și foarte importantă în semifinala ligii pentru Corona. Ricopi se duce Bondar la schimbare, va intra a Petri. Brașovul suferă foarte tare după Raciu, s-ar mai fi odihnit câte un pic și a Petri. Kiper, Hotea și Zamfiră, cele mai bune marcatoare pentru Corona în această partidă. A fost faultată Oana Popa Petri, 9 metri pentru gazde. A rămas 2 minute și 10 secunde din prima repriză, 3 goluri pentru bucureștence. Brașovul a condus numai la început de meci cu 1-0. Brădeanu, Pricopi, Tudor trebuie să arunce, o face, respinge aceeași Pessoa. Da, destul de greu să-i dai gol brazilienice din poziție centrală, cu mâna dreaptă venind din Inter dreapta. Rodrigo își pătrunde și înscrie cu toată poziția Micăi Brădeanu și a Nicoletei Tudor. E o pâine de mâncat în continuare pentru Corona Brașov, pe apărătorul intermediarului Rodriguez, care e mai moale, n-are aceeași valoare în apărare ca în ofensivă. De asta aș primi să mete clip pe Da Silva acolo sub sprijine. Tudor pentru Brădeanu, pentru Tudor. Am crezut că aruncă Brădeanu, sincer să fiu. Da, se închide mereu atacul Brașovului când se dă pasa la Inter dreapta, pentru că Tudor intre și ea în adversar și nu poate să arunce. Poate stângacea Briscan să mai deschide jocul Coronei când va fi introdusă în teren. Ultimul minut al primei reprize. Brașovul rămâne pe pozițională din 9 metri. Vă spun și semnul întrebării. Când va fi introdusă Briscan? Paravan pentru Pricopi, Brădeanu, vine Hotea. N-a avut prea mult spațiu acolo. A închis bine Pessoa. Rodriguez în centru, accelerează, Facchinello schimbă partea. Corstenson întoarce pentru Da Silva, gol! Da, a fost cea mai frumoasă fază a bucureștencilor la pozițional. Au plimbat mingea de pe stânga pe dreapta, au întors-o din nou Corstenson pentru Da Silva. Și aproape de linia de 6 metri a semicercului, Da Silva a sărit și a înscris 14-9 pentru bucureștence. E minutul 30, s-a auzit flerul de la sirenă. Se va executa totuși această aruncare liberă Brădeanu. Au fost jucătoare care au marcat, să ne amintim Torstenson, de exemplu, de la CSM București, că este acolo. A trebuit să le dirigeze pe Soa din spate să le spună, asta și face. A aruncat bine printre brațele adversarului, era și pe Soa la colțul scurt,
Se termină prima repriză, 5 goluri pentru bucureștence după un meci foarte frumos oferit de CSM și Corona. 14-9, revenim după pauză. Am revenit în legătură directă cu sala sportului din Brașov. În câteva momente începe repriza a doua între Corona Brașov și CSM București. 5 goluri pentru CSM după 30 de minute. Iată și statistica. 57% în plus pe apărare. Paradele lui Pessoa față de 46% reușita Denisei Dedu. Dar sunt procentaje foarte, foarte bune pentru portari. 50% reușitele la atacul pozițional pentru bucureștence. Contraatacul este egal. Greșeli 3 în plus pentru brașovence. Recuperări egal, nicio eliminare. Aceasta este statistica din prima repriză. Revedem acea aruncare extraordinară reușită de Laura Kiper, care rămâne jucătoarea cu execuțiile pretențioase de finețe a celor de la Corona Brașov. O apărare ermetică a oaspetelor, care a incomodat vizibil formația pregătită de Bogdan Burcea. Linia de 9 metri a Brașovului a asigurat doar 3 goluri. 1 Tudor, 1 Zamfir, 1 Brădeanu. E vorba de golurile din acțiune, a mai înscris odată Zamfir din aruncare de la 7 metri. De cealaltă parte, o repartiție mai bună cumva. 2 goluri Fachinelă, 2 Rodriguez și 1 Glipco. Cele 3 din aruncare de la 7 metri reușite de Linea Torstenson, care a și ratat o astfel de execuție. A apărat Ana Maria Mârcă Olariu, odată a apărat și Pessoa la mingea trimisă de Cristina Zamfir. Extremele Brașovului au funcționat la capacitate normală atâta vreme cât au fost alimentate cu mici. Următoarea partidă, meciul 2 din semifinale între cele două echipe, va avea loc sâmbătă de la 19:45 în Polivalenta bucureșteană. Partida va fi prefațată de săptămâna de handbal. Vom avea și joi un meci important la București și unul la Baia Mare. Semifinalele băieților, meciurile 2. Minaur Baia Mare cu Dinamo și CSM București cu Turda. Dinamo conduce 1-0 pe Minaur, iar CSM București a învins la Turda și conduce ea cu 1-0. Sunt meciuri foarte disputate, foarte echilibrate și la băieți. Bucureștiul pare să-și fi regăsit dragostea pentru handbal. Sala sporturilor din Ștefan cel Mare a fost aproape plină la derbiul cu Minaur din semifinare. Cu siguranță joi la Baia Mare sala va fi neîncăpătoare pentru suporterii maramureșeni. Un argument în plus pentru HCM Minaur. Să revenim aici, este în atac CSM București cu Rodriguez în centru, Fachinelo și Torstenson interi, din nou Curea și Martin extreme. Au lăsat să curgă jocul, mingea au lovit în picior pe Brădeanu, care n-a avut intenția de a juca balonul la cel fel. Zamfir aruncă pe Tor și marchează
a plasat bine în mingea de astăzi. Are soarele în ochii, mai s-ar vesoa, așa va vedea și acum state cu 30 de minute acolo în poartă. Primul gol pentru Brașov în această repriză. Vedeți exteriorizarea Cristinei Zanfir. Care a fost încurajată de Bogdan Burcea și în prima repriză să arunce la poartă și din când în când să mai desfacă și jocul spre extremă la Hotea. Rodrigo își scoate 9 metri cu 3 adversare pe lângă ea. A avut o bunăvoință extremă Rodriguez acolo să creadă că poate să treacă chiar printre toate 3. Dortenson pasă pentru Manea, scoase bine de Bondar. Dortenson din nou, super pasă pentru Manea, gol. Foarte bună angajarea lui Torstensson pentru Oana Manea, care încet încet își devine după accidentarea de la genunchi, care amintim a fost operată la ligamente. S-a accidentat chiar la ultima partidă de pregătire, astă vară, în august, cu Dunărea Brăila în Polivalenta Bucureșteană și a revenit pe teren în urmă cu o lună. Zanfir aruncă din nou, de asta dată e blocată de Torstenson. Ce luptă pentru Mige acolo, incredibil. Se lăsase cu spatele pe balon, dar popa Petrei Torstenson vrea să tragă de Mige. Torstenson, cea mai bună apărătoare de la noi, tot a agățat Mige, a dat să fie Rafaul. Zanfir, Brădeanu, o cheamă pe Tudor, scapă această Mige. Zanfir din nou aruncă, nu mai are noroc de gol de asta dată, a plecat de acolo Hotea, însă șters, cred că pe soa mingea un picuț. Rămâne Brașovul pe atacul pozițional cu Zanfir, Brădeanu și Pricopi la 9 metri. Nici Laura Kiper nu prea vede bine jocul pentru că intră soarele în ochi, dar scrie Zanfir. A doua aruncare, al doilea gol în această repriză pentru Interul stânga al gazdelor, felicitată de Brădeanu și Bani Hota. 15-11, Bucureștiul conduce la Brașov în semifinalele Ligii Feminine. Pentru Brașov pare important că nu intră soarele în ochi Cristine Zanfir, care marchează gol după gol. Torstenson în centru, o vede pe Facchinello. N-a apucat să-i vine mingea în picior, asta strigă spectatorii. Nu s-au înțeles Rodriguez cu mana aici, dă drumul de tur repede la minge. Brădeanu se repliază, cele de la CSM București, Tudor, pasă până la Kiper, gol! Ce execuții superbe are Laura Kiper. Ne bucurăm pentru Constanța pe care o arată în această întâlnire, pentru că toți antrenorii din handbal românesc o laudă pe această stângace a Brașovului și a naționalei noastre. 15-12 pentru București, care nu își regăsește cadența în primele 4 minute ale acestei reprize secunde. Torstenson aruncă cu pământul și o învinge pe Dedu. Primul gol din acțiune pentru suedeza de 32 de ani și a dat seama că e nevoie de ea să marcheze, că altcineva nu se încumeta să arunce la poartă. A jucat în toate partidele mai bine de 50 de minute Linea Torstenson și din acest motiv, după acest sezon epuizant, au revenit și durerile la genunchiul drept. Zanfir pentru Pricopi, aruncă tare și mingea parcă intră prin Pessoa. Brazilianca de fapt a plonjat în dreapta și mingea a păcălit-o, acum vedem reluarea. Înscrie și Rodriguez foarte repede, nu s-au n-au comunicat între ele cele de la Corona Brașov, se repliaseră, dar stau prost acolo în defensivă. Cinci minute din repriza secundă, 17-13 scorul pentru CSM București. Brașovul atacă din nou prin Zanfir, care a prins mult curaj după cele două reușite din această parte a jocului. A fost faultată 9 metri. 5 minute cu multe goluri în raport cu acelea din prima parte de meci. A aruncat Brădeanu, s-a grăbit de asta dată. E clar că nu a prins mici acum și a trebuit. Oh, se duce Facchinello în forță până la gol. A treia oară înscrie brazilianca în această partidă. Iarăși n-au strâns la timp brașovencele, s-au repliat cum trebuie și
culoarul a fost văzut de Pachinelo și a fructificat din nou 5 goluri pentru bucureștenice, 18-13. Pricopi lasă pentru Zamfir, închide bine Vetkova, vine și keeper către centru, Brădeanu scapă mingea, Zamfir din nou pasă pentru Apetrei, apără pe Soa la prima minge utilă pe care a avut-o pivotul Brașovului, Torstenson. Rodriguez are curaj să arunce de acolo, direct în gura a lovit-o mingea pe Dedu. A rămas în picioare Denisa Dedu, acum i-a cerut scuze Rodriguez, curge jocul, fac semn arbitrele, Rodriguez glumind puțin, era în offside aici, aruncă și scoate Denisa Dedu, interesantă această paradă a Denisei în fața lui Rodriguez după ce fusese lovită în față de brazilianca. Este într-una din acele zile senzaționale Denisa Dedu. A fost intervenția sa cu numărul 13, dacă diferența este de doar 5 goluri în favoarea celor de la București, se datorează mare parte Denisei Dedu. A Petrei cere acolo o aruncare de la 7 metri, se alege cu eliminarea lui Torstenson, care blând așa se uită la, pur și simplu, la Stoia și pleacă pe margine. Da, se mai odinește și suedeza, n-a mai avut putere să intre într-un dialog. Ați văzut aici din nou trei adversare pe pivotul Brașovului. Atac în superioritate numerică al Coronei Brașov, să vedem dacă fructifică și cât de repede. Era liberă keeper, acum îi vine mingea, gol Laura Keeper, cel de-al cincelea pentru ea. O cam scoate din sărită Laura Keeper pe Alicia Pessoa, nu reușește brazilian ca să-i ghicească traiectoriile de gol jucătoarei de la Brașov. 14-18, Brașov, București, minutul 38, superioritate pentru gazde. S-ar putea ca Pessoa să rămână supărată până la final, Keeper iar e într-o zi bună. Să vedem cum se descurcă acum CSM București cu jucătoare în minus în faza ofensivă. Golul l-a încasat deja Martin pentru Facchinello. Rodriguez nu amenință poarta, riscă semnalizarea de prepasiv repede. Facchinello fa ultra-atac. A strâns bine Brădeanu lângă Zamfir, pasă de contraatac, dar Bondar n-a putut să prindă. Mingea a fost adresată mult prea tare, era și Pessoa pe lângă ea. Șansă mare pentru Brașov, irosită la faza pregătită, s-a grăbit Cristina Zamfir. Asta îi face să mai și Bogdan Burcea, da. Din dorința de a da drumul la repede, la vinge repede. Să le surprindă pe adversare, da. Una din rarele situații în care vede pe Klipko în extremă, va face schimb cu curea, caută de fapt să o scoate din marcajul om la om. Un antrenor mulțumit, unul nemulțumit după această decizie. Rodriguez și o îndemânare extraordinară, scoate Denisa Dedu și Tudor, da, poate a jenat-o pe cură acum când a sărit după minge. Este 9 metri pentru CSM București. Efectiv complet pentru echipa oaspete, semnalizare de prepasiv, Facchinello bine respinge Votea. Dedu, Brădeanu, Zamfir, Brădeanu din nou, pătrunde și marchează. De asta dată se descurcă perfect, timing extraordinar între Brădeanu și Votea, care Votea s-a dus ca pivot, a tras apărătoarele de la CSM București după ea. Cred culoar pentru Brădeanu. Al doilea gol pentru Mica Brădeanu, tot la fel cum a reușit și în prima repriză, stânga-dreapta l-a făcut adversare din mișcare pe culoare și a fructificat, o tehnică extraordinară pentru Mica Brădeanu la experiența sa. 3 goluri pentru bucureștenice. Martin aruncă pe scurt, scoate cu șoldul Denisa Dedu, care face o partidă memorabilă. Este eliminată Carmen Martin Berenguer, a protestat probabil la una dintre deciziile arbitrelor. O să râzi, Costi, Brașovului îi merge bine din momentul în care a venit David Brădeanu, fiul Aureliei de la grădinița, a ajuns în tribună. Ați văzut reacția lui Carmen Martin, care a arătat arbitrei de apărare.
lui Florescu, că a fost șicanat atunci în săritură. Aici se putea mai degrabă, da, mai degrabă forțare în atac. Apărare semicerc la Vetova, la tamponată pe Mica Brădeanu. Acum vedem reluarea. Se putea da mai degrabă fault în atac, forțare. Da, apărătoarea din lateral a strâns, poate și din cauza soarelui nu s-a văzut foarte bine această fază. În fine, nu mai contează. 7 metri acum pentru Corona Brașov, două jucătoare eliminate la CSM. Este momentul în care Corona poate să revină cu adevărat în semifinală. Briscan pentru prima oară în partidă, gol! A venit cât a putut de în față pe Soa ca să nu mai aibă soarele în ochi. Nu pe Soa, ci pe... Ba da, pe Soa. Și vedeți pe Ultra și Brașovului. Urși tâmpe, așa cum s-au autenticulat cei mai fideli suporteri ai Coronei. La bine și la greu, alături de brașovencii lui Bogdan Burcea. Două goluri pentru București în semifinala cu Brașovul. Este minutul 41. În 4 atacă Bucureștiul. A intrat și Vărzaru. Vărzaru acum la minge încearcă să-și facă loc. Face pași. Facchinello. Blocată Facchinello, 9 metri. Ține Facchinello de minge, mai trece timpul. Torstenson. Acum e semnalizare de prepasiv. Aruncă Da Silva pe lângă poartă. Da, ținea bine scurtul, normal, Denisa Dedoasă la turnul de junior din Polivalentă. Echipa din Baia Mare, Marta, a reușit un gol în 4 jucători împotriva CSM-ului. Gol pe scurt, înscris de Laura Kiper. Este cu adevărat ziua ei și a Denisei Dedu în această partidă. 6 goluri pentru extrema Coronei, felicitată de Dumitru Berbece, căruia i-a revenit zâmbetul pe chip, și un singur gol mai are CSM în față de Corona. Publicul s-a dezlănțuit și el în tribună. Vărzaru, Facchinello, Rodriguez, Torstenson, retur la Rodriguez, 5 contra 6. S-a greșit angajarea la Da Silva, pasă de contraatac pentru Hota, Hota este liberă, Hota, gol! Ce rabar! Toată lumea a văzut mingea în poartă! Da, ne-am ridicat și noi odată cu suporteri aici la tribuna oficială din Brașov. Știi ce se întâmplă? A avut prea mult clister pe mână și se lipește, da, mingea foarte tare de mână. N-a putut să controleze calculează bine, își calculează bine aruncarea, dar nu-și dă seama care atât de mult. Aruncat și pe lângă piciorul de sprijin al lui Iordache, era învins portarul Bucureștiului, dar ați văzut mingea, da, s-a încăpățânat să nu se ducă în interiorul porții. Mare ratare pentru Brașov, putea să fie egal 18 după 43 de minute în care bucureștencele au dominat această întâlnire. Vetcova, pivot, Facchinello, Rodriguez, Torstenson. Bine, Torstenson în forță, n-are noroc de gol. Schema a fost bună a celor de la București. A ratat și Torstenson, acum s-au repliat colegele sale. Bine, Mica Brădeanu lansată, schemă pentru keeper, gol de această dată pentru Corona Brașov și este de această dată egal 18-18 între Corona Brașov și CSM București. Iese Iordache, intră Pessoa, foarte bună intenția lui Brădeanu, care a mimat aruncarea, a tras două jucătoare pe ea, s-a creat culoarul. Laura Kiper și-a dat seama, a pătruns în gaură, cum se spune, și a marcat. Asta înseamnă să spui în valoare cel mai bun om din meci, vorba de Kiper. Acum e timp de odihnă solicitat de Meteclit. Shoot. It's very good when you're going to shoot in position, okay? Take it on out. When I go first, Leo, I'm going to make sure.
Vetkova și Tăvărzaru în combinație. Torstenson aruncă din nou, respinge Dedu, plasată perfect, se dă semicer, s-a sprijinit cu mâna în semicer Torstenson, tentativa de a prinde mingea Zamfir pentru Brădeanu în centru, n-are cu cine să joace, încearcă Tudor să pătrundă. Torstenson, zici că are mai multe brațe, nu doar două. Dacă va reuși Brașovul surpriza să învingă pe CSM București, surpriză pentru că București până la vis de două în sezon regulat. Mai mult de 50% îi se datorează Denisei Dedu, se spune portarul, face mai mult de jumătate de echipă și la handbal și Dedu demonstrează cu prisosință în această întâlnire. Ține mingea Hotea în teren, a reușit Brădeanu pentru Pricopie, semnalizare de prepasiv. Zamfir încearcă să pătrunde, se dictează aruncare de la 7 metri. Tot pe partea cu soarele a fost și această fază, tot una dintre deciziile 50-50, era în săritură și Tivadar. 15 minute au mai rămas din partidă. Din nou Briscan față-față cu Pessoa. Aruncă și... Înnegurește lumea în sala sporturilor din Brașov. Corona e din nou în avantaj. După ce a avut 1-0, minutul 1. După 43 de minute, de asta mă uitam ca să spun exact. Și reacția sporturilor brașoveni care acum își dau seama că echipa lor chiar pot să învingă. Echipa lui chiar poate să învingă pe CSM București. Top cu keeper, 7 goluri, Zamfir 4, Torstenson a rămas cu 4 pentru echipa bucureștiană. Torstenson lasă pe Rodrigo, scapă mingea, recuperează keeper. Senzațional, Bondar, cade acolo, da? Cu minge, cu tot. Dar măcar e mingea la Corona Brașov, asta contează pentru ele. Brădeanu își dă seama din nou că n-are cu cine să joace. Două schimbări face Corona, cam mult pentru un de joc. Beneficiază însă de suportul tuturor fanilor prezenți aici în sala Ludovic Popescu Colibaj din Brașov. Brădeanu scoate pentru Pricopii, vine Zamfir în fața sa, Vetkova. Kiber a încercat să intre în joc, se joacă pentru Zamfir în centru și Tim Beodină, cerut de Bogdan Burcea. N-a vrut Bogdan Burcea să pierdă acest atac. Își dorește normal ca echipa asta să ducă la două goluri și a cerut repede time-out pentru că s-a greșit schema probabil. Popa Petre n-a ajutat în acea parte a terenului. Abel, moci centru! Moci centru! Cu dreapta! Tu, Nica, mult după centru aici! Pentru Ticara, Vila, fixezi! I-ai dat-o, poți să viitoare! După centru! Tu te-ai dus cu pasul direct la Cris. Marea face de marcaj acolo exterior. Vino, haide! Haide! Nu încetați! Apărare și repliere. Ați văzut un cadru și cu
omul care are grijă de această echipă și împreună cu consilierii săi, primarul Brașovului George Scripcaru. Acum pe extrema stângă a pătruns Bani Hotea în depășire, a fost faultată. Hotea știe că o domină fizic pe Vărzaru, a contrat puternic în defensivă, acum încearcă să o depășească în forță, aruncă Zamfir, respinge pe Soa, însă Brașovul rămâne în atac, mingea s-a dus în laterală, în afara terenului. Moment important pentru Corona Brașov, se poate duce la două goluri și din acest motiv atât suporterii cântă pentru favoritele sale, pasă. Oh, prea sus pentru Pricopi. N-a vrea cum să ajungă acolo, da. Doar cu un lift ca în rugby s-o fi ridicat cineva. Iese pe Soa la schimbare, intră Vizitiu. Se scoate portarul, sunt 7 jucătoare de atac pentru CSM București. Cu adevărat riscă foarte mult Mete Cliș, suntem abia minutul 48, cam așa. Dar nici ea nu vrea se să joacă oamenii din Danemarca și gol superb înscris de Rodriguez, care a dat sub transversală. Nici Mete Cliș n-a vrut ca echipa sa să piardă trena, se facă acea diferență de 2 goluri în favoarea gazdelor. La o singură fază a participat Vizitiu la cea încrucișare să creeze superioritatea, da? Și le-a ieșit schema bucureștenilor, o echipă pregătită pentru orice, normal, în această întâlnire. A demonstrat-o Meteclit cu această schemă. Zamfir pentru Pricopi, Hotea, apără pe Soa. Da, a fost o mână în cât la depășire, s-a văzut un braț pe pieptul lui Hotea. Vom vedea și reluarea. Ați văzut și a retras brațul, adevărat, Cristina Vărzaru. Dacă era gol, nu se mai întâmpla nimic probabil. Acum este 7 metri și eliminare pentru Brașov, de fapt în favoarea Brașovului. E păcat că pare să și pierdut din curaj Cristina Zamfir, care nu mai aruncă la poartă. E o amenințare mai puțin pentru defensiva echipei din București. Brișcan impecabil, stângacea cu aruncări de la 7 metri, felicitată de Bogdan Burcea și Dumitru Berbece. 3 din 3 pentru această handbalistă a fost la SCM Craiova. 20-19 pentru gazde, minutul 49, care a evoluat în carieră și la Zalău. Iarăși au scos portarul conducătorii CSM-ului. Acum, da, dispui să riște, da? În permanență apare Da Silva pentru Rodriguez. Schimbare de direcție. De fluieră faul, fugise Vizitiu, o trimite în Meteclis. Ce lasă, mai încercăm o dată. Da, 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 a fost aceea schemă. S-a făcut acea plimbare a mingii în stânga atacului. S-a creat superioritatea, a venit Rodriguez și în centru și a dat seama Tudor și a ieșit la tampon. A rămas Rodriguez acolo căzut în cele din urmă, se duce Facchinello să vadă despre ce e vorba. Cred că a căzut și are repune Vetcova pentru Facchinello, Rodriguez. Facchinello e pe post de coordonator, înșelător acolo, ca să poată să apară Rodriguez sau Vizitiu. Din nou Rodriguez și închide bine Tudor. S-au prins de schemă cele de la Brașov. Da, aceasta este schema făcută de 3 ori până acum, odată la ieșit bucureștenilor, renunță Meteclit. Rodriguez riscă, mingea blocată de Bredeanu, corner pentru CSM. Încă 10 minute și jumătate din această partidă superbă oferită de Brașov și București în semifinale. A condus Bucureștiul până în urmă cu 3-4 minute, dar Brașovul a revenit. La 5 goluri, 18 la 13. Când a jucat linia de 9 metri a Brașovului, Corona a reușit să marcheze. N-a reușit pasa printre, o târșită, cum se spune, pentru Carmen Martin. A ieșit în aut și acum din nou Brașovul pe atac pozițional. Lupta aceasta pentru diferența de 2 goluri, Zamfir pentru Hotea, își face curaj. Gol Camelia Hotea și iată diferența pe care Brașovul și-a dorit-o atât de mult. Toată lumea aplaudă și țopăie de bucurie în sala sporturilor din Brașov, în frunte cu Bogdan Burcea.
și Dumitru Berbece, pentru că handbalistele lor și-au revenit și conduc la două goluri pe CSM București datorită Camelei Bani Hotea, care a avut o fază memorabilă la atacul precedent. Acum Facchinello în atac, Rodriguez. CSM-ul a redevenit dependentă de Ana Paula Rodriguez. Toate mingile se duc către ea, toate colegele caută să o pună în poziție bună de aruncare. Torstenson pasă pe la spate, încântătoare suedeza. Gol Franca da Silva. Gol pe colțul scurt, cred că erau vreo 20 cm maxim între stâlpul din dreapta și portar. Ia să vedem. Da, s-a mărit puțin pentru că s-a dus Denisa Dedu spre centru, o cheamă Bogdan Burcea și o atenționează. 21-20 Brașov-București, minutul 52. Să-i dăm voie Denisei Dedu să primească și ea câte un gol, care are totuși 14 intervenții. A dus echipa în spate, efectiv. Vine acum Pricopi pentru Zanfir. Hotea, din nou Zanfir, cine aruncă la poartă? Pricopi, blocată de Torstenson. Vetova a plecat, Martin pe contraatac, pasă greșită. Dar Martin luase fața apărătorul brașoveni, ce păi extraordinar, Brădanu, gol, gol, keeper, gol! Laura Kipper face și ea o partidă memorabilă, floare de greșeară, Laura Kipper, numai doar un cări a greșit, ceea ce este foarte puțin pentru o jucătoare într-o asemenea partidă de tensiune foarte mare. 22-20, Brașov conduce București în minutul 52, se spate din nou portarul la CSM și a intrat pe vizitiu în locul lui Pessoa. Sincronizare perfectă între Brădeanu și Kipper, indiferent că e vorba de centru extremă, centru pivot improvizat, se simt foarte bine, se și văd rapid. A mers pe margine vizitiu pentru ceva indicații, a revenit în teren. Rodriguez închide bine Tudor, nu e eliminare. Îmi pare rău, duce mâinile în dreptul gâtului, dar nu în așa fel încât să fie... Haideți să revedem. A fost da, arbitrii au întotdeauna gravașare, da, a fost o gravașare ușoară, a încercat să-și ia brațele, dar pe Sfii Bogdan Burcea, pe că asta îi spune, a acoperit arbitrele la această decizie. Omul plus pentru bucureștence, da Silva, Torstenson, mimează aruncarea, Facchinello de drumul pentru extremă, Martin și Dedu, ce să facă, mai apără o dată, Dedu și cu Kipper au jucat extraordinar în acest meci. Bravo lor! Rodriguez a jucat perfect rolul de pivot acolo. E o jucătoare extraordinar de inteligentă. Așa a scos și eliminarea. Încă o șansă pentru Corona Brașov de asta dată să meargă la 3 goluri. Doar că e mult mai greu în 5 contra 6, iar Burcea o păstrează pe Dedu între buturi. Pricopi, Brădeanu, Hotea. S-a dat forțare în atac la Camelia Balint. Hotea a ieșit puțin întâmpinare și Martin. Ionise Facchinello liberă Martin. Gol de această dată pentru Iberică. Are după două ratări, înscrie și ea. 22-21, Corona Brașov, CSM București. Dacă va fi egal, vom avea și noi aruncări de la 7 metri, cum a fost în meciul dintre Odor Hei și Turda, când s-a calificat Potaisa în semifinalele băieților. De asta dată n-a mai apucat Denisa Dedu să se placeze în centru porții. A văzut Martin asta și a schis repede, greșește. Aici am fi trasă însă de tricou de Martin. Foarte bine Dedu! Extraordinar! Risc, știi că nu putea să fie eliminată. Da, nici n-a văzut bine Bogdan Burci această fază. Tocmai s-a întors spre poartă și a văzut-o pe Dedu cu mingea. Cu mingea, mă, n-a înțeles nimic. Da. Din nou Corona Brașov pe atacul pozițional în ultimele 5 minute și jumătate ale acestei prime partide din semifinala a doua între Brașov și București. Vă reamintim, în prima, Baia Mare conduce cu 1-0 pe Roman. Se vede aici că Zanfir n-a mai putut să meargă mai departe. A făcut depășirea cu brațul drept deasupra umărului. Era obișnuită să arunce undeva în dreapta. N-a avut cum. Pricopi, Brădeanu. Se fleră fault în atac la Petri. Da, a fost printre două adversare, Popa Petre și probabil le-a ținut, au văzut arbitre, Rodriguez și vrea să ia jocul pe cont propriu. Din nou se dă drumul la Martini, gol iarăși pe scurt, Carmen Martin,
Dionisie Facchinello dă drumul foarte repede la minge pentru extremă și fructifică Iberica din nou, 22-22, minutul 55. Timp de odină, ultimul cerut de Bogdan Burcea în partidă. Facem larg o serie de pase, le desface, să vin cu amenințare, să facă un pas în față. Am zis, nu, centru, exterior. Iată, primul atac, fetelor, nu avem decât de la semicerc, da, s-au lansat de când prind 1 la 1. Atât zonă centrală, în rest n-am nimic, da? Rusescu, Neturu, de acolo, atac, dau foarte bine din picioare. Ne-am înțeles? Dau foarte bine. Locul de marcaj, de pliere, de pliere înapoi! Calma Meteclit a avut răbdare cu Carmen Martin, n-a scos-o după prima ratare, nici după cea de-a doua, și a dat seama că spaniola are nevoie să-și regleze tirul, după care acesta a înscris repetat. Acum Brădeanu în centru, Zanfir, Brădeanu, Zanfir, se mută jocul tare mult, aruncă Zanfir, gol! Extraordinar! Gol de generic înscris de Cristina Zanfir, care și-a intrat în mână după o primă repriză nu foarte concludentă. Bară, bară, gol, ca la flipper a fost această linge pentru Ardelence. 23-22, mai sunt 4 minute și Brașovul este aproape de o mare victorie. Și a revenit Zanfir, a recăpătat curajul de a arunca la poartă. Atenție la Torteson, Facchinello pătrunde, apără din nou Dedu, ajunsă la parada cu numărul 16. Cu siguranță are probleme Torteson, pentru că ea se înălțase, putea să arunce pe întors, dar n-a riscat și a jucat pentru colega sa, care, vedeți, n-a putut să înscrie. Multe mingi în ultimele minute, numai pe coțul scurt în stânga lui Denisa Dedu, ori Martin, ori Facchinello. Gata, are un procentaj extraordinar Denisa Dedu, ne anunță colegii noștri din Carol Digi Sport Brașov. 51% pentru Denisa Dedu. N-ai cum să pierzi un meci atunci când portarul îți scoate mai mult de 40%, spun oameni din handbal. Bine adevărat, și poarta adversă și atac, să, da? Să nu meargă la fel, da? Extraordinar a jucat Dedu, la fel și keeper și Zanfir în repriza a doua pentru brașovence. Să nu uităm pe Camelia Banihota. De fapt, toată echipa s-a strâns în jurul lui Brădeanu, 9 metri. E important că Hotea vine de fiecare dată și încearcă să pătrundă, amenință poarta, o ține acolo pe Martin, o împiedică și pe Facchinello, blochează bine Rodriguez și aruncarea neinspirată a Aurelii Brădeanu, scapă acum Facchinello pentru Torstenson, omniprezent este suedeza. Reprimește Facchinello, se apără foarte bine Bondar, dacă avem pe contraatac, n-are cu cine să joace. Vine Brădeanu la sprijin. Pasă cu mâna stângă, liberă, Popa Petre, extraordinară faza. Când toată lumea credea că se intră într-un pozițional așezat, o pasă genială, Brădeanu cu mâna stângă pentru Popa Petre, printre două adversare, 24-22, Corona Brașov conduce pe CSM București, mai sunt 2 minute și jumătate, ați văzut cum se bucură și suferă în același timp la margine Bogdan Burcea, pentru că tensiunea este imensă pe acest final de meci, timp de odină cerut de CSM București. Emma Rufuc, felicitări pe echipa CSM București. Come on, come on, let's go!
la Corona Brașov va crea probleme în partea a doua de meci. Au aruncat pe rând Zafir, Brădeanu și atunci s-a slăbit și defensiva celor de la CSM București. Bună dribling aici. Greșeala suedezei pe final de partidă și Brașovul are tot timpul din lume, cum se spune, la dispoziție în aceste două minute ca să joace la trecerea timpului și să-și conserve acest avantaj. Cine știe, poate mai înscrie o dată. 5+1 în apărare. Este Bucureștiul cu Rodrigo și în fața lui Brădeanu. A făcut semnul lui Zanfir să joace peste Rodrigo și Tricopi. Acum Laura Kipper. Venise foarte bine Zanfir la minge, însă nu i-au pasat sări. Brădeanu din nou încearcă o depășire pe deasupra umărului. Închide bine Manea. Este cu adevărat momentul decisiv, atacul decisiv pentru Brașov. Dacă va înscrie, nu mai are cum să piardă această întâlnire Corona Brașov. Agață Brădeanu din spatele lui Rodriguez. Mingele este scoasă de Vecova. Liberă Martin. Foarte bine Hotea. Martin, extraordinar, ce bătălie. S-a aruncat Zanfir peste adversare și peste minge. Să vedem decizia arbitrelor. A făcut semn să vină staful medical de pe bancă. Bucureștiul cere eliminare la această fază, da, și se dă eliminare, dar nu se oprește cronometrul, a mai trecut vreo 15 secunde. Însă atenție că riscă eliminarea și Maisa Pessoa, care n-are ce să caute, ea nu e treaba ei să dea indicații arbitrului în niciun caz. Ați văzut în reluare ce s-a întâmplat la mijlocul terenului. Mai avem o informație de ultim moment din partea vicepreședintelui Federației Daniel Georgescu și fostul șef de secție al echipei Dinamo. Dinamo și-a dorit să meargă la Baia Mare pentru derbiul de joi cu Minaur din cupă, cu suporter. A cerut conducerea dinamoistă 10% din bilete, conform regulamentului. A cerut aproximativ 300 de bilete, mai puține, bineînțeles, vreo 200 și aia, pentru că trebuie să fie și cordonul de siguranță. Însă conducerea lui Minauri a anunțat pe dinamoiști că nu le pune la dispoziție decât 20 de bilete, numai pentru 20 de suporteri. Băimăreni au fost cu siguranță, da, pentru că numai acolo vor sta. Băimăreni au fost la București în număr de 11 suporteri, dar au avut toată peruza la dispoziție, peruza din dreapta, dacă ți-aduce aminte. Au avut și bilete la tribuna din spatele băncilor de rezerve. Să vedem cum se va reglementa până la urmă această situație, pentru că iată, bucureștenii simt că se pot califica în finale și vor să meargă pentru prima oară după mulți ani cu suporteri în deplasare. Îți spun eu cum se reglementează. Da. Aruncată Oana Manea, da, foarte bine s-a apărat Tudor, 9 metri, ultimul minut al semifinalei. Rodriguez pentru Torstensson, bate mingea, Facchinello, super pasă pentru Cura, care prinde greu și marchează. Aruncă eu la Pușca și Cura, da, primul gol pentru ea în această repriză. Este 24-23, minutul 59 și 10 secunde. Ați văzut replica bucureștencilor la acest atac pozițional. Om minus pentru brașovence, care au impus ritmul în ultimele 10 minute. Brădeanu pentru Pricopi. Pricopi în centru, lasă pentru Briscani, intrate și al teren, deviază Pessoa, Facchinello, Martin, Manea, Martin din nou încearcă să pătrundă, scapă mingea! Scapă mingea, Oana Manea, n-a înțeles pentru cine s-a ferat. Da, nici Briscani n-a înțeles ce se întâmplă și a rămas căzută la podea. Clar, nu mai are cum să piardă meciul, nici măcar să fie galată, de fapt. Brașovul se putea merge la 7 metri. Rezultat imens pentru Corona Brașov, care este în inferioritate. Să vedem dacă va reuși să atace la poartă sau să scoată 9 metri, pentru că are un om în minus, apărare pe tot terenul pentru bucureștence. Brădeanu a pierdut mingea în fața lui Rodriguez. Ionise Facchinello, gol pentru București pe ultima secundă. Ce greșeală la mijlocul terenului, avem 7 metri în această semifinală superbă oferită de Brașov și București. A rămas Brădeanu cu mingea în mână și s-a uitat apoi la arbitre, s-a dat veată mingea pentru Rodriguez și contraatac cu gol unde erau apărătoarele Brașovului, așteptau mingea pe partea opusă. Incredibil, incredibil, ce final de meci avem cu aruncări de la 7 metri. Pentru cine s-a grăbit să spună că Brașovul a câștigat deja
s-a văzut clar că era în inferioritate Brașovul și că erau obosite jucătoarele pregătite de Bogdan Burcea. Iată și statistica, 51% reușită proporție pentru CSM București, parcă pare puțin, 44% pentru Dedu. Sincer, pe contraatac stă mai bine CSM București, la greșeli tehnice tot CSM-ul stă mai bine și culmea, Brașovul la recuperări. Da, s-a văzut și la ultima fază o recuperare foarte importantă pentru București din cele 11. Ultima a fost cu noroc și a venit golul egalizator când nimeni nu mai credea, pentru că a avut Brașovul două goluri peste București în ultimele 2 minute și jumătate. Însă gazdele s-au pierdut cu fir, au avut și ghinion și avem aruncări de la 7 metri, spuneam, așa cum s-a întâmplat și la sferturi de finală între Odohei și Turda. Atunci au învins jucătorii Potaisei și joacă acum semifinala cu CSM București. Vedeți câteva dintre golurile din această repriză. Foarte bine a jucat Martin în duelul său cu Denisa Dedu, care a cam fost, să spunem, scăpată de apărare. Apărarea nu prea a mai ajutat-o, n-a mai protejat-o și Denisa Dedu n-a mai putut să scoată în fața lui Martin. Și aici ultima fază în care Martin a scăpat mingea. Toată lumea se uită la arbitru și acesta este practic ultimul gol, cel care a adus egalitatea și aruncările de la 7 metri, o serie de câte 5 alternativ de la fiecare echipă, câte o jucătoare. Dacă se menține egalitatea, se va merge la aruncări de la 7 metri, una cu una de fiecare parte. I-ați văzut pe conducătorii bucureșteni, Constantin Căliman și Bogdan Vasiliu, suporterii brașoveni care acum trebuie să le țină pumnii, handbalistul lor care au pierdut victoria din mâini, cum se spune, în ultimele 2 minute și jumătate. A fost oricum o partidă memorabilă, o partidă superbă. Keeper a jucat senzațional, Denisa de Duzanfir pentru brașoveni, de partea cealaltă la CSM București n-a excelat nicio jucătoare, însă grupul unit a reușit să se strângă pe final de meci și să întoarcă soarta partidei. Poate Carmen Martin a avut un plus, la fel ca și Rodriguez. Să vedem acum la 7 metri ce vor face portarii. Să vedem și ce portari trimite doi antrenori. Probabil că nu vor renunța nici Meteclic la Maisa Pessoa, nici Bogdan Burcea la Denisa Dedu. 20 de parade, este fabulos într-un meci din semifinalele campionatului la doar 21 de ani. A ajutat-o apărarea din fața sa pe Denisa Dedu cam până prin minutul 10 și după aceea din minutul 30 până prin minutul 40. În rest, Dedu a trebuit să descurce singură și chiar a făcut fața asalturilor celor de la CSM București. Acum se înmânează listele cu 5 jucătoare de fiecare parte. Cum se spune că important e prima și ultima să-ți deschidă scorul, să dea gol și ultima să puncteze. Depinde care este ultima, da, din acest șir. Torstenson, Martin, Facchinello, Rodriguez sunt pe teren și Glico pentru bucureștence. Acestea probabil vor executa. Se pregătește pe margine și Marilena Burghel-Neagu, da, care n-a jucat deloc. Dar tocmai de asta pasa repetat acolo cu Oana Bondar ca să-și încălzească brațul stâng. E semn că și ea va fi dintre cele 5 executante. Toate vor fi executate, toate cele 5 aruncări de fiecare parte, indiferent cât va fi scorul. E încurajată și Maisa Pessoa de Alina Iordache. Ar fi culmea acum să intre din prima Daciana Hosu cu ăsta.
Să mai și scoate o aruncare de la 7 metri. Intră Denisa Dedu pentru că ea și-a dus echipa până aici, aproape de victorie, este vorba de Corona Brașov. Și iată, este încurajată de 1500 de suporteri brașoveni. Tânăra Denisa Dedu față-față cu Linea Torstensson la prima aruncare din seria de 5. Torstensson 3 din 4 de la 7 metri în timpul regulamentar. Fentă și gol pentru bucureștence. Înscrie Nordica cu sânge rece. Linea Torstensson felicitată de Pessoa, care se duce între buturi. În fața sa va fi Andreea Pricopi. Acum nici nu știu ce să facă spectatorii, dacă să mai aplaude sau să tacă, să-i creeze o atmosferă bună Dana Andreea Pricopi. Apără Pessoa! Fenomenală parada braziliencei. A țopăit puțin în fața adversarei ca să o dezechilibreze din punct de vedere psihic și a reușit să-i ghicească, să spunem, intenția. Iată, se schimbă portarul la Corona Brașov, apare Ana Maria Mâlcă-Orariu. Va fi față în față cu Carmen Martin Berenguer. N-a executat nicio penalitate în timpul jocului, extrema dreaptă spaniolă. De multe ori în sezon regulat, Olariu Mârcă a scos aruncări de la 7 metri. Suntem la a doua serie. Scorul este 1-0 pentru bucureștence, dar ele au ratat la a doua serie și Briscan poate să egaleze scorul la aruncările de la 7 metri. Fenta lui Briscan aruncă și fructe extraordinar, scoate Pessoa cu o paradă la braț. Ce intuiție are brazilianca! Două aruncări de la 7 metri aruncate de brașovence, dar scoase de Pessoa. Culmea, Briscan le-a transformat pe cele trei din timpul partidei. Vine acum Ana Paula Rodriguez față-față cu aceeași Ana Maria Mârcă-Olariu. Fentă și cât pe aici să scoate Mârcă. Este 2-0 pentru bucureștence, dar au aruncare în plus. Neapărat trebuie să înscrie pentru Brașov Mica Brădeanu pentru a păstra suspansul în semifinală. Rămâne Pessoa puțin pe lea purții, dar cu siguranță ea va veni la 4 metri. Iată cum țopăie din bară în bară Pessoa și este păcălită de Brădeanu. A rămas pe linia porții brazilianca. Nu mai știe ce face pe acolo. Uneori poți să păcălești pe toată lumea, dar să te păcălești și pe tine. Brădeanu nu e de dus la plimbare cu astfel de fente. 2-1 pentru București. Mai sunt două aruncări de la 7 metri pentru fiecare echipă. Glipco față în față cu Olariu Mârcă. A scos o aruncare portarul Brașovului. Fentă și aruncă din plojon. Glipco o învinge pe Olariu Mârcă. Urmează a Petrei pentru Brașov. Este extrem de importantă această aruncare. Ea cu responsabilitate uriașă pe umerii Oanei Popa Petrei, care trebuie să marcheze. Trebuie să fructim ce avea la aruncări Brașovul. Este 3-1, acum 3-2 pentru București. Suntem la aruncările decisive. Dacă ratează Bucureștiul, poate să egaleze Brașovul. Dacă înscrie Vărzaru, se termină această semifinală cu victoria Bucureștiului, iar sâmbătă avem meciul 2-19:45. Meteclic a trimis cea mai bună executantă de aruncare de la 7 metri. Gol pentru Vărzaru. București, și se câștigă această semifinală cu greu de către echipa de pe locul 2 în sezonul regulat. Felicitări gazdelor care au făcut un meci senzațional, felicitări și oaspetelor care au câștigat în extremis această partidă la aruncările de la 7 metri cu două goluri în plus față de Corona Brașov. 28-26 a fost un meci superb oferit de Brașov și București. George Mihail Pârvan și Costi Prună, vă mulțumesc că ați urmărit acest derby din handbalul românesc. Rămâneți pe canalele Digi Sport. La revedere! La revedere!